Noi declarații halucinante lansate de Dimitri Medvedev, oficialul rus, a susținut în cel mai recent discurs public că Ucraina este parte din Rusia și teritoriile ei trebuie să se întoarcă în țara mamă. Și în timp ce susținea pledoaria controversată, în spatele lui a fost afișată o hartă propagandistică în care teritoriile Ucrainei erau colorate în aceeași culoare cu Rusia, în timp ce alte părți din țară erau împărțite între România, Ungaria și Polonia. исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Fostul președinte rus Dimitri Medvedev, un aliat fidel al președintelui Vladimir Putin și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a susținut în cadrul unui eveniment public desfășurat la Sochi un discurs în care a afirmat că Ucraina e partea a Rusiei și a spus că regiunile istorice ale Rusiei trebuie să revină acasă, în timp ce și-a susținut prezentarea, în spatele lui era afișată o hartă în care mare parte din teritoriul Ucrainei era colorată în aceeași culoare cu Rusia, în timp ce alte părzi din Ucraina ar reveni potrivit hărții României, Ungariei și Pol Coloniei. În respectiva hartă Rusia s-ar învecina cu România la gurile Dunării. Medvedev, care a fost președinte al Rusiei în perioada 2008-2012, a lăudat după modelul lui Vladimir Putin Imperiul Rus și Uniunea Sovietică și a declarat că Moscova își va continua așa-numita operațiune militară specială până când Kievul va capitula. Acesta a vorbit în cadrul unui forum pentru tineret găzduit de orașul rusesc Săci de la Marea Neagră, la care a venit și o delegație din Republica Moldova formată din peste 200 de persoane trimise de partidele proruse. De la Chișinău. Medvedev a vorbit în fața unei hărți gigantice a Ucrainei, care arată țara ca fiind o bucată de pământ fără ieșire la mare, mult mai mică decât teritoriul său recunoscut la nivel internațional. Harta părea să descrie un scenariu în care Ucraina ar fi redusă la un mic teritoriu lângă Polonia, cu Kievul rămânând drept capitală. În schimb, Rusia ar controla o mare parte din orașele ucrainene, estul, sudul și întreaga coasta Mării Negre, în timp ce nordul și vestul actualei Ucraine ar fi împărțit între Polonia, România și Ungaria. Potrivit hărții, Rusia ar lua Odessa și gurile Dunării și s-ar învecina direct cu România. Republica Moldova este reprezentată într-o culoare distinctă de cea a Rusiei sau României, ceea ce ar sugera că ar fi o entitate separată în viziunea Moscovei.